că Dumnezeu e minunat. Amin. Și astăzi am avut din nou o experiență care am văzut că toate lucrurile, dacă ne lăsăm călăuziți de Domnul, Domnul duce planul Lui, nu planurile noastre la îndeplinire. Eu am hotărât zilele astea, am repetat și ieri și alaltă, să spun o poezie astăzi la adunare. Și azi dimineață când am ajuns în adunare, aud pe Domnul când spune: astăzi nu vei spune o poezie. Astăzi vei mărturisi lucrarea care s-a dat, o să spui în poporul meu. Pentru că ți-am spus ca oriunde vei merge să spui ceea ce ți-am arătat. Și atunci am zis: Doamne, dacă Tu ai hotărât așa, eu nu scriu un bilet la frați că eu trebuie să fac o mărturisire. Tu să pui îndemnul acesta ca frață să aducă lucrul ăsta cu un îndemn care Tu îl vei pune în inima lor, nu că cer eu. Și Domnul împlini lucrul ăsta și de aceea proslăvesc pe Domnul că sunt convinsă că Dumnezeu a vrut astăzi să vorbească poporului de aici. Lucrarea asta am mai spus-o în alte biserici, dar Domnul a spus: oriunde vei merge, mărturisește lucrurile care ți le-am arătat. Cu adevărat, eu cu fratele, când am vorbit, despre o lucrare. Și cu ajutorul Domnului o voi spune și pe aia când odată Domnul mă ajută să fiu aici. Dar lucrarea asta, care Domnul mi-a spus astăzi să o spun, e o tot o lucrare pentru popor care a spus Domnul să o spun. Slăvit să fie Domnul! Și pentru că nu vreau să pierd niciun cuvânt, că orice cuvânt al lui Dumnezeu nu-i lipsă de putere, eu am scris tot ce mi-a spus Domnul și o citesc ca să nu pierd niciun cuvânt. Într-un vis de noapte a venit un sol al Domnului și mi-a spus că trebuie să merg cu el în corturile poporului Domnului și în corturile copiilor mei, să spun să facă curățire în inimile și în casele lor, să scoată tot ce-i păcat, necurăție, murdărie, întinăciune și tot în ce se găsește microbul stricăciunii. Solul Domnului a spus că fiecare persoană trebuie să facă lucrarea de curățire în dreptul lui și a căsii sale, că pe urmă vine Domnul în cercetare și unde va găsi ascultare și curățire va lăsa îndurare și binecuvântare. Dar unde va găsi neascultare, murdărie și microbul stricăciunii, va lăsa blestem, pedeapsă și foc. Solul Domnului m-a luat și m-a dus în corturile credincioșilor. Și Domnul și solul le-a spus tot ce Domnul a spus, că să facă control în casele lor și să facă curățenie. În fiecare cort era pus o masă unde erau puse toate lucrurile ce le aveau prin casă pentru a fi verificate, dacă sunt bune sau au microbul stricăciunii în ele. Pe mese erau întinse tot ce aveau din ce să hrăneau. Solul Domnului le verifica pe toate. Am văzut pe mese alimente foarte bune, ca de exemplu pâine, lapte, miere de albine, fructe, legume, apă, sucuri. Dar erau și mâncări stricate, care mirosea foarte urât, pâine mucegăită, sucuri fermentate, vin și apă ce se vedea că e tulbură și cu multe impurități în ea, carne crudă însângerată ce era stricată și mirosa tare urât și cum era descoperită se vedea că umbla vin pe ea. Solul Domnului tot ce nu era bun le arunca într-o ladă de gunoi zicând: nimic din ce are mirosul stricăciunii să nu mai fie în casele și pe mesele voastre, căci vine Domnul în curând în cercetare. Unele persoane din corturile verificate nu voiau să arunce toate lucrurile ce spunea solul Domnului că trebuie aruncate. Ei ziceau că unele lucruri se mai pot folosi dacă sunt curățite și spălate bine cu apă. Solul Domnului zicea: nu, ci trebuie aruncat tot ce miroase a stricăciune. Cât cu sila, cât cu voie bună, în unele corturi s-a făcut curățenie. Apoi solul Domnului a ieșit în grădina casei și mi-a arătat gardul grădinii în care erau spărturi și rărituri în mai multe locuri. Și un animal sălbatic a intrat în grădină printr-o spărtură și a alergat de jur împrejur ca să găsească să ia pradă, dacă nu-i observat.
În mijlocul grădinii era un altar din care două, trei pietre erau căzute pe jos, iar focul pe altar era stins și o bufniță, pentru că nu era focul, s-a pus deasupra și croncănea foarte urât. Și prin croncănitul ei aducea o stare de întristare, de frământare și amărăciune. Solul Domnului a zis, dregeți altarul familiar, aprindeți focul rugăciunii și atunci pasărea va fugi de căldura focului. Dar de nu aprindeți focul rugăciunii, pasărea își va face cuib și va scoate și pui. Și pasărea cu puii ei va duce multă întristare, stricăciune și amărăciune în corturi. Căutați și scoateți afară fiara sălbatică și dacă nu puteți singuri, chemați brațul Domnului în ajutor și Domnul va pune pe fugă, reparați părturile, că de nu veți face așa, vrăjmașul va căuta să ia pradă din corturile voastre și să vă aducă multă întristare. Dintr-o dată am văzut că a venit Domnul să vadă dacă poporul a ascultat ce li s-a spus. A intrat în fiecare cort din popor și a verificat pe fiecare dacă a făcut curățirea și deosebirea lucrurilor lor, între ce era bun nealterat și dacă au aruncat tot ce era cu microbul stricăciunii afectat. În corturile unde a găsit ascultare și-a întins mâna și a zis, las îndurare, las ocrotire, pace și binecuvântare. Iar în corturile unde nu s-a luat seama la sfatul Domnului a zis, foc de curățire va fi îngăduit să treacă peste aceste corturi și chiar pedepse grele pentru că au nesocotit cuvântul dat. Până nu e prea târziu, veniți cu căință, cu recunoștință, până încă îndurarea mai stă la îndemână. Nu a trecut mult, după câteva zile, într-o noapte, m-am trezit auzind vocea Domnului vorbind cu glas tare. În cercetarea care am făcut-o în fiecare cor să văd dacă s-a luat aminte la sfatul ce s-a dat, și anume să arunce afară orice lucru ce poartă în el microbul stricăciunii, iată că mulți nu au luat seama la sfatul dat, pentru că le-am vorbit în înțeles spiritual și duhovnicesc. Unii n-au înțeles ce anume li s-a cerut. De aceea acum vreau să le vorbesc deslușit, ca să nu se poată dezvinovăți că n-au știut ce anume trebuia să scoată din inimile și din corturile lor. Iată, microbul stricăciunii e microbul păcatului, care se găsește în multe lucruri alterate, stricate și se dezvoltă tot mai mult dacă se hrănesc cu ele, căci îmbolnăvesc sufletul. De aceea vi se zice, înlăturați microbul păcatului, care este neascultarea, mânia, iuțimea, cearta, mândria, strigarea și orice fel de răutate care aduce tulburarea inimii și a minții. Depărtați ura, clevetirea, vorbirea de rău, minciuna, cuvintele stricate, glumele proaste, cârtirea, nemulțumirea, răzvrătirea, obrăsnicia, lucrurile lumești prin care vreți să fiți în pas cu lumea. Depărtați lăcomia, curvia, beția, împotrivirea la nașteri de copii, căci în toate acestea se află microbul păcatului și a stricăciunii. Scoateți afară dumnezeii străini, care prin ferestele cu imagini vă întinează mintea, gândurile, cugetele și ochii, vouă și copiilor voștri. Carnea însângerată și stricată reprezintă păcatele cu voia, nemărturisite, de care sunt unii vinovați. Iar pâinea mucegăită sunt învățăturile străine, prin care unii și-au lărgit cărarea și nu le place să meargă pe calea îngustă, ni să poarte jugul ascultării, ni să asculte sfatul și mustrarea. Scoateți afară toate aceste lucruri și altele de felul acesta ce duc la păcat, că numai în felul acesta de veți face binecuvântarea va veni peste voi și corturile voastre.
Dar dacă nu voiți să luați aminte la sfatul dat, veți fi trecut prin multe și grele lovituri, prin foc de curățire, că vreau cu orice chip să vă mântuiesc. Îndreptați-vă căile, îndepărtați nelegiuirea și vă voi ocroti familiile. Scoateți afară dospeala răutății, iubiți cum v-am iubit eu. Cântăriți în dreptul altora cum vreți să vi se cântărească în dreptul vostru. Păstrați-vă inima curată și haina albă nepătată, căci iată, eu vin curând și poporul meu îl voi lua la mine. Amin. Domnul să fie slăvit și cuvântul lui să fie lucrător în inimile noastre a tuturor. Amin.